După ce termin apelul cu mama. Hey, seriously, mother. Here, how are you, mother? You can hear me? Hello? Dumitrescu Stelian, mă cheamă doamna Neagu. V-am sunat în partea întrebări.ro. M-auziți? Vă ascult. Da, am o întrebare pentru dumneavoastră. Cam cât ar mai durea să luați carnetul la doamnă? Nici eu nu știu. Nici dumneavoastră nu știți? Nu. Nimeni nu știe, slavă Domnului. Iisus Hristos, singurul nazaretian, adevăratul Iisus Hristos. Doamnă, spuneți, cam așa, ca să calculăm și noi cu money calling, doamnă, să vedem că dacă luați carnetul, a promis... Estimez că anul ăsta se rezolvă, dar nu știu. Doamne, eu vreau să știu ca să vină mașina frumos livrată la dumneavoastră la bloc, să se aprindă tanța cu comerțanul, să nebunească tot blocul. Păi, să nebunească blocul. Stai liniștit că nebunesc eu, nu mai nebunește nimeni. Ia zi, cu carnetul cum e, ia, zi-mi, în ce stadiu ești? Înveți? Da. Cam în ce așa, dacă dă 5 chestionare acum, azi dai 5 chestionare, dă-mi câte, dă-mi 5 câte ei? Aaa, nu, sunt la, sunt avansat. Nu, e repetent, ești repetent. E pe repetențial aici. 24 în sus. Zi-mi acum, mamă, cam în ce stadiu ești? Dumnezeu să-l ierte, Dumnezeu să-i primească. Știi vorba aia, nimeni nu s-a născut învățat, mă, micuț. Mi-a dat pachet. Dacă vei, înșterg ochelarii pe live, uitați-vă cu ce înșterg ochelarii pe live. Să moară măicuța mea, de-o las pământ pe ochelarii. Nu mai donați, mă, că vorbesc cu mama! Mi-a dat pachet. Mamă, cred că duc mai departe, mamă. Băutura în familie. Cred că duc mai departe băutura în familie, mamă. Îmi place băutura rău, mamă. Să-i spui lui tata să nu fie trist, că duc mai departe, necazul. Îl duc mai departe eu. Duc trofeul mai departe, mamă, să nu fie supărat, că stai liniștit, că nu e problemă. Glumesc, mă, mamă, nu beau. Știu. Zi, mamă, pe bune acum, dă-mi. Deci, de exemplu, dacă dai sala, iei chestiune. Ai zis că faci 24 de puncte, faci bine. Ești pregătit. Dar nu vorbim acum despre asta. Oh, scuzați-mă, sunt camere video, mâncava și gură. De ce, mamă, că suntem persoane publice acum, ești persoană publică. Ești mama lui Imogenă, la care se aruncă cu scaunul pe spate la donații. Asta este. Rămâne pată pe numele nostru, pe numele familiei. Asta așa a vrut Dumnezeu, mamă. Eu nu sunt, tu ești. Da, mama, așa este. Așa este, mama, așa este. Ai mare dreptul. Deci spune și cam în cât timp, mama, ai putea tu să fii tu pregătită de carnet? Dar de ce mă întreb chestia? Pentru că, uite, eu mama ai văzut, am învățat și am luat sala din prima. Și vreau să duci și tu asta mai departe, să... Ai înțeles? Să duci tagul ăsta mai departe, să iei sala din prima. Lasă dracu traseul să... Ce-am zis, ce vrea Domnul, nu pot să spun eu ce. Ce vrea Dumnezeu, mă, că v-aș gura vostru. Iisus Hristos e mare! Iisus! Ai dreptate, mamă. Iisus e mare, fără Iisus Hristos, unul în carnetul. Pune mâna și învață, mamă, lasă pe Iisus. Iisus te ajută în sănătate, mamă. Tu trebuie să înveți, mamă. Vezi că vin la Giugiu și dau te scutiri. Da, bă, mă, micuță, tata ce face? Ești la care? Ești la care? E îndebara, nu? Nu, îndebara. Nu, e bă, ce ai, mai. Ai nebunit. Bine, mamă, deci Merțanu, fii atent că ți-l pregătesc, mă duc, ți-l duc la reparat, oricum l-am mai reparat eu. Îți fac toate alea, trebuie să iei care... Mai ții minte când m-ai mințit că dacă e examen de capacitate, tu cu tata mi-ai scooter? Eu nu fac așa cu voi, să știți. Eu nu vă mint. Da, da, ți-am luat mașină. Da, mi-ai luat, mamă, la 45 de ani mi-ai luat, mamă, mașină, da. Dar cum era când n-aveam bicicletă? Mai ții minte, mamă, că mi-ați luat bicicletă? Că lumea spune că mint, mamă, pe live-uri. Mi-ai luat bicicletă și ne-a furat bicicleta după balcon? Da, da, așa e. Da, așa e, da, da, așa e. Cum pula mea să fure bicicleta 3 etajul 7, mamă? Cum? Ați vândut-o, băutură, mamă? Nu, no, mă, ce dracu, mă, ce aveți, mă, doamne, ferește, mă, trebuia să mă prostii, lăsăm. Dacă te aude cineva, chiar crede. Cum să mă credă, mă, mamă, că sunt oameni mari care se uită? Cum să credă? Cum să credă? Cum să credă, măi, mamă? Bine, mamă, hai. Bine, mamă, hai, aveți grijă de voi. Și vorbim. Hai, ia carnetul ăla mai repede, da? Bine, hai, te pup. Te pup. A furat bicicleta de la etajul 7, mâncava și pula voastră, să moară măicuța mea dacă vă mint eu cu ceva. Bă, să moară aia dacă te mint, să moară familia mea dacă vă mint. Dacă este posibil pe pământul românesc. Bă, vă dați seama, măi, că sunt și copii care sunt plăne. Măi, copii,
Știți că fiecare, ați văzut, ce stă ochelari ăștia, fiecare dintre voi, vă este promis ceva când, ca o recompensă, să spunem așa, vă promit părinții ceva. Mă, fraților, pe mine m-am zis că mi-a scutere în clasa 8-a. Bă, voi știți cum am învățat eu care sunt prost? Bă, eu sunt prost rău de tot, eu sunt atât de prost, încât dacă mă duc la un concurs de prost, eu câștig locul 2, atât de prost sunt. Sunt prost rău de tot, prost! Și am tras tare rău de tot în capașura voastră și am învățat pentru prima dată în viața mea. N-am învățat la geografie, la română, la matematică, la istorie, la nimic. Am învățat să iau carnetul. Am învățat și am zis, bă, eu vreau să iau carnetul. Și am învățat, am luat în prima, în capașura voastră. Da? Și acum ce credeți? Cu examenul de capacitate, când mi-a spus Marius, dacă iei la un scuter. Am luat examenul de capacitate, bă! Bă, la pariuri dacă se băga. Câștigai Dubai, câștigai ceva, câștigai, nu știu, Ferrari, Materazzi. Câștigai ceva, dacă când am luat eu, nu, băi, nu-mi dătea nimeni șansă, ești prost. Nu-mi dătea nimeni, am luat și ce crezi? Cred că nici ei minus sau așteptam să iau. Bă, și fiți atenți aici, mă, cabaș, gura voastră ce am făcut. Avea tata un bar din ăsta, la noi în apartament, un bar. Ați văzut că fiecare dintre părinții voștri, dintre așa, dintre tații voștri, așa mai primește cât o sticlă de vin, cât o oale. Și acum ce am făcut? A luat în cava și gura voastră o sticlă de aia de whisky, să mă duc și eu să dau la cineva, ați înțeles? Și a venit unul pe bicicletă, unul mare, și mi-a furat sticla de whisky în cava și pula voastră și m-a bătut și tata că a furat sticla de whisky. A venit unul pe bicicletă, unul mare, și a făcut să fac și o sticlă de whisky și a fugit pe bicicletă să moară familia mea, dacă vă mint. Am avut copilărie grea rău de tot. De ce nu-ți imagine cum să-ți fure bicicleta? Păi dacă mama ți-a spus că mi-a furat bicicleta, măicuța mea, mama mea, eu sunt făcut de mama mea, era spermatozoid în ea când am ieșit. Op! Mama mea, măicuța mea, ți-a spus la telefon că mi-a furat bicicleta de la etajul 7. Eu te mint pe tine? Eu? Suntem într-un minciun, într-un legământul minciunilor, toți aici ne mințim unii pe alții, nu mai știm care e adevărat sau fals? Așa s-a întâmplat. A venit Spider-Man, mânca bași gura voastră, aveai campaign, aveai quest cu Spider-Man, a venit Spider-Man și mi-a furat bicicleta. Nu poți să-mi explic cum dracu să-mi fure bicicleta de la etajul 7. N-ai cum, nu ai intrare la etajul 7, n-ai cum să urci. Eu nu pot să-mi explic, explicați voi mie cum dracu mi-a furat mie bicicleta de la etajul 7. Mama se uită la live acum, te pup, mamă, te pup. Te pup, micuța mea. Pleacă mărțarul, mă, la tanț. Îmi conduce tanța, mânca bași gura voastră. S-a terminat. Mi-a luat Opel-ul, care mânca bași gura voastră. V-am mai spus eu vouă, frate, dacă părinții voștri nu au și nu-și permit să vă cumpere o mașină scumpe. Iertați-mă. Dacă părinții voștri nu-și permit să vă cumpere o mașină mai scumpă, nu cereți, că nu au de unde, săraci, să vă dea. Luați-vă o mașină decentă de început. Mamă, râde lumea că mi-a luat eu Opel. Păi Opel-ul ăla, să moară aia dacă nu, în 7 ani 50 de milioane am băgat în el. Să mă ferească Dumnezeu dacă voi minți. Atâta ce am avut o problemă cu el la Călugăreni, că a sărit capota în sus și a început să cânte 3 sud-est. Atât. În rest, n-am avut nicio problemă. Înțelegeți? Mi-a luat micuța mea, mă, frate, că s-au să-mi spune acolo la căpșuni, mi-a luat mâncat să-și mama micuța mea. Vezi că Opel H a fost o mașină destul de scumpă la timpul câteva mii de ori. Băi, frate, dar nu fac mișto. Chiar a fost bună, frate. Dar, bă, ideea e că fiecare copil și fiecare om în parte vede la altul și își dorește mai mult. Și mai mult și mai mult. Dar, bă, începe cu puținul. Începe cu cât îți oferă ție părinții tăi. Subliniere, dragoste, subliniere, 26. Și o să vedeți că mult mai frumos când încep de jos, frate. Și după aia, când ajungi tu, te ajută pe tine. Ambiția pe care, orgoliu și tot ce ai și munca pe care o faci tu, să ajungi să-ți iei tu mașinuță, înțelegeți? Decât să vă faceți părinții să vă ia nu știu ce mașină, lasă-vă începeți de jos, măcar, lasă-vă că nu vorbesc fetele cu voi. Păi de-aia, mamă, că v-aș vrea să vă luați o mașină pentru femei? Că vă cert acum să moară aia ca pe copiii mei. De-aia vă luați voi mașini, mamă, că v-aș vrea pentru femei? Îți iei mașină să ducă din punctul X în punctul Y, mă. De-aia ți-ai mașină. Punct. Dacă o femeie stă cu tine, stă și sărac, mă, și clădiți împreună, vă faceți castel împreună. De asta gândesc, mă, mult să-și ia mașină scumpă, să aibă femei. De asta vă luați voi femei, mă, păi aia nu e femeie potrivită pentru voi, mă. Femeia potrivită cu voi stă oricum, mă, cu voi, oricum. Și cu pantalonii rupți în curs stă cu voi. Pentru că stă pentru personalitatea voastră, pentru sufletul vostru. Stă și vă creați împreună un țel, un viitor. Dacă o găsești pe una care stă cu tine doar pentru chestii, la revedere. Aia nu e femeie, tată. Cum nu e bărbat nici la care face chestii urâte. Nu vreau să facem războiul ăsta între sexe. Dar mulțumește-mă cu puțin la început. Credeți că eu n-am trecut prin chestia aia, că aveam Opel și nu vorbeau fetele cu mine, că ai Opel și se duceau la daia cu BMW-ul sau la Mercedes sau cu tare? Asta este, frate. Asta, mamă, îți dai seama, nu puteam ieși, nu trebuie să mă remarc eu într-o mașină, prin ceva. Uite, acum, de exemplu, am bani,
cu ajutorul Dumnezeu și comunitatea mea care mi-au dăruit atâtea chestii care m-au făcut să fiu cine ce sunt, cine sunt eu în momentul ăsta, pot în momentul ăsta să mă duc să cumpăr ce mașină vreau, un stand, ce vreți voi, nu știu, habar n-am. Da, și ce, mamă, îți dai seama, trebuie să mă dau o mare ca mașină cu tare. Fii, bă, cum, bă, fii cum ești tu, mă, frate, nu te forța pe tine ca om să fii ceea ce nu ești. Fii simplu sau cum dorești tu să fii, dar nu mai fii, cu bun simț, atât. În rest, să fiți iubiți, ești nebun. Și am avut o parolă să moară aia. Am avut și o prietenă care alții aveau Mercedes, alții aveau BMW, din ăla scump. Îmi doream și eu, în înăuntru meu când mă puneam în pat, ești nebun la cap, mă doream și eu un Mercedes, un BMW din ăsta mai scump. Dar dacă nu puteam, nu puteam, fraților. Ați înțeles? Și am zis, bă, mă mulțumesc cu ceea ce am. Și uite, am avut oameni lângă mine frumoși, prieteni frumoși, părinți frumoși. Oameni simpli lângă mine, mâncați și gurata, stăm pe bordură, mâncam o sămânță în parc, o alea, o nebunie, o alea, nu știu ce. Am cunoscut și acum oameni care au mulți bani, care au putere, care nu știu ce. Dar nu banii te fac om, ci felul tău de a fi, personalitatea ta. Aseară mâncam pașgura voastră, m-am dus la socului. M-am dus la socului și era un tip, nu știu, la vreo 30 ceva de ani, cu un fez de la în cap, cu ochelari, mai hainele mai așa, mai jerpelite pe ele, știi? Pe el așa, știi? Și am întrebat, zic, bă, că era o femeie care făcea cură la socului. Și zic, băiatul ăsta se droghează? Face nu. Îi dau 50 de lei, mai dau 50 de lei, i-am dat toți banii de portofel să moară dacă te mint. Și azi, după ce i-am dat 150 de lei sau nu știu câte am în portofel, azi, după ce așa, am luat 1000 după itemele din cantă. Înțelegi ce vreau să spun? Dar nu am făcut bine ăsta că, vezi, Doamne, vine mie bine înapoi sau cu tare. Niciodată n-am făcut un bine când vine un bine înapoi. L-am făcut că mă simt mai bine cu aia, dorm mai bine noaptea când ajung pe cineva, știi? Dar s-a ajuns pe cine merită, cumva. Mi-a dat pachet. S-a mai arătat, s-a mai arătat. Și-a primit pachet.